Lăudăm pe Iisus, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Zestre a Maramureșului. Iată că am ieșit din postul Sfinților Petru și Pavel, de Sfânt Petru, cum îl numim noi maramureșenii, și intrăm din nou în casele dumneavoastră pentru că dorim să vă subliniem gândurile noastre și dorim să vă aducem la cunoștință, să vă reamintim de oameni care au făcut ceva și fac efectiv pentru Maramureș și pentru România. Pentru această dupămasă am marea onoare de a vă prezenta un mare regizor care nu m-am gândit niciodată că o să am prilejul de a intra în casele dumneavoastră alături de dânsul. Pentru că eu socot că toate le leagă Dumnezeu, iată că după mai bine de 3 ani de zile mă reîntâlnesc cu regizorul Ion Filip în curtea domnului Nuțule Urdean. Așa l-am întâlnit prima dată oficial și a început relația noastră de prietenie. Invitată fiind la o filmare. La o filmare făcută de către dumneavoastră. Da, la recomandarea lui Nuțule Urdean. Da, da. Și altor oameni care te cunosc și care te-au recomandat ca pe una dintre marile speranțe ale cântecului maramureșan. Mulțumesc tare mult. Aș vrea să mergem un pic mai încolo, da. Mai intim. Cine este Ion Filip? Regizorul Ion Filip, omul lui Ion Filip. Dă-mi voie să-ți citesc dintr-o carte cine sunt eu, da? Ziceați că doriți să-mi subliniați cine este regizorul Ion Filip. Da. Eu, probabil că vă spun într-un anume fel la pertu, pentru că vă iau din felul cum vă percep cei din exterior. Dar firește că dumneavoastră sunteți domnul Ion Filip și... Da, la întrebarea aceasta pot să-ți răspund printr-un citat. Un citat dintr-o carte, constatând că hârtia are o memorie mai bună decât mine. Și dați-mi voie să citez începutul unui articol din acest volum. Personalități române și faptele lor 1950-2000. Da. În editura Venus apărută, editura Venus din Iași. Dacă cineva m-ar întreba cine ești dumneata, domnule Filip, i-aș răspunde: sunt un fost elev de liceu militar Mareșal Ion Antonescu, educat în spiritul ordinei și disciplinei, al respectului pentru lege și adevăr, al solidarității cu oamenii de bine și de acțiune în favoarea comunității, al cultului pentru muncă creatoare, al demnității de a trăi cinstit în lumina celor 10 porunci, al datoriei sacre față de părinții noștri, cerești și pământești, ca în schimbul vieții cu care ne-au dăruit, să lăsăm ceva în urma noastră, în folos, de folos, urmașilor și urmașilor urmașilor noștri. Ce dacă frumos. Te mulțumește răspunsul meu. Mă mulțumește mai mult decât mă așteptam, pentru că ceea ce ați citat dumneavoastră de acolo, de fapt ne sunt confirmate prin aceste documente pe care dumneavoastră le-ați adus până în Maramureș, ca să ne arătați o parte din ce ați făcut dumneavoastră pentru Maramureș. Da, mă întreb și... câți oameni care n-au legături de sânge cu Maramureșul poate să spună am făcut ceva pentru zona aceea. Eu cred că am făcut în cei 55 de ani de activitate curentă în meseria de regizor de film și de realizator TV, cred că am făcut 100 de filme, circa, nu le-am numărat, pe teme maramureșene. Mi-am luat cu mine, venind în Maramureș, o serie de DVD-uri pe care am niște filme pentru a le prezenta unei televiziuni în ideea că va avea nevoie să folosească ceva din ele.
Și pentru că tu ești una dintre tinerile realizatoare de emisiuni de cultură tradițională la una dintre televiziunile din Sighetul Marmației, am adus special pentru tine, pentru că am avut onoarea să fiu invitatul tău, și vă mulțumesc pentru asta, pentru a lua la cunoștință câteva dintre filmele, cele 100 enumerate de mine, sau cred că ar fi, câteva dintre ele, ca să iei cunoștință de ele și eventual să-ți ofer ceea ce ți-ar place să prezinți într-o emisiune construită de tine, bineînțeles, exemplificând cu ceea ce îți pot eu oferi. Apropo de acest lucru, am descoperit curând o filmare pe care am primit-o cadou de când aveam eu vreo 10 ani. Cred că nici nu aveam 10, 7, 8 ani. Ca să constat că de fapt erau filmate de către regizorul Ion Filip. Și eu m-am... Când ai avut tu 7-8 ani, ca să-ți număr toți anii la oaltă, câți ai? Dacă acum am 25. Aha, ca să îmi dau seama cam ce filme am făcut, da, în perioada era respectivă. Era cu Anuță Tudorovici la Berbești. Ah. Oare nu se numea Lecția de Canto? Nu. Se numea Horă la Berbești. Însă am și una Lecția de Canto pe care una dintre profesoarele de muzică a Școlii Populare de Artă din Baia Mare le avea eleve și pe care le instruia într-un interior, ea cântând la pian și făcând vocalize și dându-le lecții la două fete care sunt cam de vârsta ta. Ele sunt borșence amândouă și să știi că le am pe film și dacă ai să vrei vreodată tinere talente, tinere speranțe maramureșene, poți să-ți pun la dispoziție câte vrei. Dacă tot am vorbit de filme, noi aș vrea să transmitem unul din cele care sunt aici și vă rog să rămâneți alături de noi să vedem cum a gândit regizorul Ion Filip în urma cu câțiva ani Maramureșul. Suntem la Valea Stejarului, un sat obișnuit situat în inima Maramureșului istoric, cu centru la Sighet. Prezența noastră în această vatră de cultură tradițională se datorează amabilei invitații făcute de cunoscutul meșter popular, rapsod și om de duh, care este Pătru Gogea, zis Pupăză. Ne-am întâlnit la poarta cimitirului într-o zi de toamnă târzie, când oamenii își mai lasă deoparte treburile casei și ale familiei și se ocupă de cele ale sufletului, invocându-i pe cei dragi plecați în eternitate, nivelând astfel granița dintre noi, cei de aici și cei de dincolo, adică moșii și strămoșii noștri. La români, spune etnologul Ion Ghinoiu, noțiunea de țară este sinonimă cu vatră strămoșească, expresie cert preromană, care înseamnă țara moșilor și strămoșilor, adică a morților. Citat închis.
Pătru Gogea venise să-și omagieze străbunici. Ne cunoaștem de zeci de ani și pe traseul lor am colaborat în mod fericit. Vă prezentăm o mostră. Ține mâna voi bine, ține mâna voi bine, pe-n crijma și mai rămâne, pe-n crijma și mai rămâne, măi. Ține mâna voi rău, ține mâna voi rău, trece pângă fogodeu, trece pângă fogodeu, măi. Băi, și zice că vinul-i rău, și zice că vinul-i rău, dacă nu-mi bai, nu-mi lasc eu, dacă nu-mi bai, nu-mi lasc eu. Băi, eu! Alții s-a băi și consens, alții s-a băi și consens, eu beau de mă prăpădiesc, eu beau de mă prăpădiesc, măi. Măi, alții sapă și fac vân, alții sapă și fac vân. Noi vrem de ne prăpădim, noi vrem de ne prăpădim. Pântroiește pentru toate, pântroiește pentru toate. Mare gerații la noapte, mare gerații la noapte. Șorângheța struguri, șorângheța struguri, noi și pe mândra ciucuri, și pe mândra ciucuri, măi. Eu acasă dacă-i mere, eu acasă dacă-i mere, să se poți reza mere, să se poți reza mere. În același context, vi-i prezentăm și pe frații Florea, cu care ne vom însoți pe mai departe. Și iată-ne din nou împreună, acasă la Pătru Gogea, să mai șegem de voroabă, cum se spune la Balea Stejarului. Și se mai spune că atunci când îți cântă cocoșul în prag, îți vin musafiri. Noi suntem veniți de mult, dar cocoșul abia acum l-a anunțat. Cerându-i explicații, Pătru ne-a motivat cum că a uitat să-și întoarcă cocoșul după noul fus oral. Pătrule, ne-ai promis un concert de muzică moroșenească din bârlogul ei, ziceai. Știm că genul tău preferat este cântecul cu șfichi, adică satiric.
De asemenea, mai știm că îți plac și doinele, dar mai ales strigăturile piperate și iuțhardeiul la joc și la petreceri. Problema e, cum vrei să le cânți? Cu ceteraș sau fără? Eu vă spun, eu, ca să vă cânt așa numai din gură, eu fel de poveste, nu știu cum. Da, sigur. Eu aș prefera, dacă e rând și dacă se poate, mă rog, nu, dacă se poate, aș prefera pe frate Florea, datorită faptului că a fost cu ei și în străinătate, până America, pe acolo, și până Canada, și am băut o rincă de prune acolo. În... Păi să-ți aducem pe frații Florea. Și dacă ți-i aducem, începem o demonstrație de cântec popular moroșenesc? Începem, că nu ne iasă nimic. Bine, e ori cu ceteraș. Numai. Ori cu ceteraș fac treaba. Numai. Dar vreau să vă spun, nu, aici sunt oamenii care îți pretinde vieți, foarte vieți. Frații Florea, Gheorghe la ceteră și Ion la zongoră, cântă împreună de 40 de ani. Sunt originari din Poenile Izei, sat învecinat la 3 km peste deal cu localitatea Glod, locul nașterii fraților Petreuși, care le-au fost modele și stea călăuzitoare în ascensiunea lor de inițiere în arta interpretării cântecului popular. Azi se numără printre cei mai valoroși cântăreți ai Maramureșului. Turneul de care a pomenit Pătru Gogea, făcut în Canada și Statele Unite ale Americii împreună cu frații Florea, datează din anul 1979. Atunci s-au cunoscut, au cântat împreună și s-au împrietenit, sudându-se între ei o relație artistică de nezdruncinat. Deseori se caută și se adună, se cânte împreună. De data asta s-au găsit. Vom asista, stimați telespectatori, la o demonstrație sui generis a ceea ce înseamnă folclor neoș maramureșan într-o interpretare de excepție. Vorba unui patron de televiziune. Nu schimbați canalul, că nici nu știți ce pierdeți.
Ținta pe care ne-am propus-o la inițierea acestei emisiuni a fost să fie, și sperăm că este, o pledoarie în favoarea interpretării pe viu a cântecului popular și transmiterea lui simultan cu producerea actului de creație, fapt care imobilizează artistului toate resursele afective și emoționale cu care implicit comunică cu publicul. Sperăm că, prin prestația lor de azi, Pătru Goge, a zis Pupăză din Valea Stejarului, secundat de frații Florea, Gheorghe și Ion din Poenile Izei, au confirmat credința noastră.
n-am ce mi-e trebuie. Și că fă numai... Zucură. Pentru a mă exprima despre Maramureș pe post, vă ofer un film în două părți, intitulat chiar Maramureș, Țară Veche, în viziunea mea. M-am documentat foarte mult timp și am răscolit foarte multe volume care tratează despre cultura tradițională maramureșeană, scrise de etnologi cunoscuți maramureșeni, și acolo m-am exprimat pe de-a întregul ce înseamnă Maramureș în viziunea mea. Eu îți ofer acest film, care durează circa o oră, dar este făcut în două părți. Consider că Maramureșul, în primul rând, este polul magnetic al turismului românesc. Și am în această carte citate despre această țară sfântă a Maramureșului, inclusiv Papa Paul Ioan al II-lea, care în anul când ne-a vizitat România, a spus despre România, dar probabil referindu-se la această parte a României, a Transilvaniei de Nord, spunând că România este grădina Maicii Domnului. Este grădina Maicii Domnului prin toate cele ce conține ea. Cultură tradițională, în primul rând, din punct de vedere religios, din punct de vedere al caracterului locuitorilor poporului român, care excelează, și străinii, turiștii străini care ne vizitează țara, au constatat acest lucru, prin spiritul lor de iubire de oameni și de ospitalitate. Atunci să-l urmărim. O distinsă doamnă din Tie, orășel satelit al Parisului, ne-a pus următoarea întrebare. Dacă mă decid să vizitez România, ce trebuie să știu despre ea cu anticipație? După câteva clipe de meditație, i-am răspuns lapidar. 1. În plan geografic, România este situată în sud-estul Europei, la confluența Dunării cu Marea Neagră. 2. Datorită acestei poziții, a devenit placa turnantă între trei imperii antagonice, Habsburgic, Țarist și Otoman. 3. Cele trei mari provincii românești, Transilvania la vest, Moldova la est și Valahia la sud,
au împrumutat fiecare câte ceva din trăsăturile structurale ale Imperiului învecinat. 4. România este singura țară latină din Europa, înconjurată de popoare slave și unul ungrofinic. 5. Este singura țară latină de rit ortodox. 6. Și pentru că sperăm să ne onorați cu vizita dumneavoastră, vă rezervăm plăcerea să descoperiți singură că România este una dintre cele mai frumoase țări de pe continentul nostru. Nu întâmplător, unii exegeți al lui Nostradamus i-au prezis că într-un viitor apropiat, aici va fi centrul lumii și Edenul ei terestru. Așa am convins-o pe Sher Helen să ne viziteze țara. După prima vizită, s-a îndrăgostit de România și de atunci revine în fiecare an. Cine vrea să ne cunoască, îl poftim la noi acasă. Sună un vers de cântec maramureșan care se conjugă perfect cu sintagma Maramureș, țară veche, cu oameni fără pereche. Cei ce vor să te cunoască, Maramureș drag, îi poftim la noi acasă, Maramureș drag. Vor vedea mara curgând, Maramureș drag, și pe moroșeni lucrând, Maramureș drag. Prin anii 1980-85, o tânără studentă de conservator din Irlanda de Nord ne-a vizitat țara în scopul studierii și cercetării folclorului românesc. A nemerit în acest cătun de pe Valea Marei, în care datinile strămoșești se păstrează cu o sfințenie nestrămutată. Asistăm la prologul tânjelei din Hoteni, obicei ce are loc în preajma zilei de Sânt George, când tot natul îl sărbătorește pe cel mai harnic om din sat, ales de sfatul bătrânilor, ca fiind primul gospodar care a ieșit cu plugul la arat și semănat. Impactul cu cultura tradițională maramureșană a fost atât de puternic, încât după scurtă vreme s-a căsătorit cu un fiu de țăran din Hoteni și a rămas în Maramureș pentru totdeauna. Un alt punct de sprijin în favoarea folclorului românesc în general și al celui maramureșan în special, îl găsim în pledoaria jurnalistei britanice Caroline Jewler, critic de artă, pictor și sculptor, absolventă a Institutului de Artă și Literatură Engleză din Oxford.
Vizitându-ne țara nu cu mult după evenimentele din decembrie 1989, a declarat: noi în vest suntem prea angajați, căutăm liniștea în România. Noi ne-am bătut joc de tradiții, de suflet, de credință, avem o singură direcție, mai multe bunuri, mai mulți bani, mai multă mâncare. Suntem într-un continuu război cu noi înșine. Ce-i de făcut? Luăm aghiazma renașterii din România, din opinca și tâmpla altarului românesc. Necredincioșii îl regăsesc pe Dumnezeu, încruntații își recapătă zâmbetul, neliniștiții cunosc pacea. Hai, hai! Asistăm la o procesiune tradițională care are loc în fiecare an la hramul Bisericii Sfântă Marie Mică, patroana celei mai noi ctitorii ortodoxe din Borșa Maramureșului. Religia și tradiția fac parte din destinul acestor oameni. După o raită prin această oază de liniște și pace, dar și de frumuseți care îți taie respirația, distinsa doamnă din Tie a exclamat: cred că Maramureșul este polul magnetic al turismului românesc. Și dacă nu greșesc, Borșa poate fi centrul virtual al acestui pol. O asemenea etichetă ne-a determinat să descindem pe acest tărâm pentru a-i descifra tainele ce i-au creat faima de elveție a României. Prima atestare documentară a localității Borșa este o diplomă din 2 februarie 1365, emisă de regele Ungariei Ludovic I de Anjou, prin care, cităm: dăruim voivodului maramureșan Balc, fiului Sas, și fraților săi Drag, Dragomir și Ștefan, pentru serviciile lor strălucite, moșia Cuhea cu satele Ieud, Bascov, ambele Vișaua, Moisei, Borșa și Săliștele, confiscate de la Bogdan și fiii săi, care, depărtându-se de la credința ce ne datorau, au trecut pe ascuns din regatul nostru în țara noastră a Moldovei și s-au silit să o păstreze spre ofensa maiestății noastre. Dr. Ioan Mihali de Apșa, proeminentă personalitate a culturii maramureșene, susține că denumirea așezării este dacică. Ea vine de la bara, care înseamnă furtună. După Alexiu Anderco, protopop de Borșa și autor al monografiei publicate în familia lui Iosif Vulcan la 1870, numele de Borșa vine de la cuvântul slav Abârșia, locul de unde pornesc apele, adică izvoarele. Orașul, care se întinde azi pe 20 de kilometri, pe văile apelor Vișeu, Pietroasa, Țâșla și Repedea, pe Cercănel și Negoiescu, pe Gârlea și Suhorca, pe Valea Fântânii și a Hotarului, în Șesul Poenii și pe Valea Caselor, în Bobeica și pe Valea Rea, este înconjurat de un lanț de munți, adevărate ziduri de cetate, care îi asigură o protecție climatică specială și o frumusețe peisagistică fermecătoare. Vârful Pietrosul, căruia romanticii îi atribuie epitetul de Olimp al Maramureșului, a avut până în 1940
2305 metri. Dar, după dictatul de la Viena, conducătorul Ungariei fasciste din acele vremuri, Horthy Nicholas, a poruncit să îi se taie vârful cu 2 metri, ca pe teșitura lui să se înalțe o cruce de 10 metri care să-i poarte numele. Istoria însă a refuzat să împlinească acest nesăbuit orgoliu. Pe vremuri, Vișeul, având un debit de apă constant, era navigabil pentru Plutărit. Urmele acestei ancestrale meserii mai erau încă prezente în folclorul românesc până în 1969, când Nicolae Ceaușescu a suprimat-o din nomenclator, condamnând la foame și sărăcie zeci de mii de familii, a căror unică sursă de trai era Plutărit. Să urmărim acum o fantezie coreografică pe această temă. Thank you.
Cascada Cailor, despre care unii topometriști ai locului susțin că este cea mai înaltă cădere de apă din țară și dacă am avea un Harry Potter, ar transforma acest peisaj fantastic într-un amfiteatru de manifestare a culturii tradiționale maramureșene. Cătălin, cătălinaș, pălea pângă cetăraș. Cătălin, cătălinaș, pălea pângă cetăraș. Mântru care joacă bine zi cu anea lângă mine și care nu știe juca să se ducă de aici, să nu stăi aici în loc să mă zăia la joc. Să nu stăi aici în loc să mă zăia la joc. Ca să joacă pe la noi și înainte și înapoi, ca să joacă bătrânii când înfloresc mălinii. Că e greu să înduluiesc și apoi nu să mai opresc. Că e greu să înduluiesc și apoi nu să mai opresc. Joc și iar mă-nveselesc cu mândru care-l iubesc. Am un joc și iară când cu mândruțul meu în rând. Joc și iar mă-nveselesc cu mândru care-l iubesc. Am un joc și iară când cu mândruțul meu în rând. Nu departe de Cascada Cailor se află pasul Prislop, singura cale terestră de comunicare între Maramureș și Bucovina, situată la altitudinea de 1416 metri. Cu secole în urmă, românii de pe ambele versante ale Carpaților, din Bucovina, Galiția, Transilvania și Maramureș, se întâlneau la sărbătoarea Sfântului Ilie, care mai purta numele de Nedeea Muntelui, și dura cam o săptămână. Aici aveau loc schimburi de bunuri materiale între producători și nu numai atât. Nedeile Muntelui aveau însă și o mare importanță în circulația valorilor spirituale între românii de pretutindeni, întrucât aici aveau prilejul să-și împărtășească unii altora cântecele, jocurile și datinele moștenite de la înaintași. Azi, Nedeea Muntelui, care s-a reanimat din august 1968 sub numele de Hora la Prislop, a devenit cel mai popular festival folcloric din România.
rememorăm cu profundă emoție manifestarea ritualică a nopților de sânziene petrecută la Borșa, fascinantă prin spectaculos, prin ceremonialul încărcat de elemente magice ce țin de fenomenul originar, cum ar zice Lucian Blaga. Ne referim la umblatul coconilor cu făclia, la scăldatul fetelor, la roțile de foc rostogolite spre apa deșeului, culesul florilor de sânziene, de scântecul de dragoste al fetelor de măritat, cu joc și voie bună, sărbătoarea fiind una solstițială și deci un prag de trecere. Festivalul Nopți de Sânziene are loc în preajma solstițiului de vară și se desfășoară din 1980 și până astăzi cu precizie de ceasornic. El este deschis tuturor formațiilor artistice de amatori din Maramureș și din toate zonele etnofolclorice ale țării unde se practică acest obicei. Primăvara o zâni. Și-om culege mândre flori, da-dui, 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 cu feche și cu feciori, sânzâiene-n sărbători. Flori în văi și în poene, da-dui, 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 în noaptea de sânziene, în noaptea de sânziene. Sânziene, flori frumoase, da-dui, 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 cu luniță de mireasă și cu bucurie-n casă, pe casă o-i arunca și ursâta o-i afla. Cinste celor care păzesc cu dragoste frumusețea munților. Dumitru Mareș, publicist. Într-un limbaj metaforic se poate spune că Borșa este poarta prin care Maramureșul pătrunde dincolo de capătul lumii. Ion P. Pop, poet. Am văzut Borșa în toate anotimpurile, dar mai ales iarna, sub faldurile generoaselor zăpezi. Borșa, oaza drumețului obosit la capăt de Românie. Borșa, ca o frumoasă alergând prin roua dimineții. Pamfil Bilțiu, etnolog și folclorist. Borșa este o împărăție fermecată de la poalele Pietrosului. O rezervație a biosferei cum nu mai există alta. Gheorghe Pârja, ziarist și cronicar de televiziune. A fost o vreme când mi-am trădat locul natal și m-am logodit cu Borșa. Ea rămâne logodnica mea eternă, țara mea de rododendroni și de zei de sculți, Olimpul sufletului meu. Aici am fost secetat de puterea cântecului. Titiana Mihali a eliberat cântecul care locuia în legea lui prin băile și coclaurile Borșei. Cu horile ei am reușit să ne semnăm mai apăsat identitatea. Din cuci am devenit privighetori. Mai dorule, eu te-aș fi.
l-am creat în ideea de a-l încadra și a-l trata ca atare într-un ciclu de emisiuni itinerarii turistice din România. Este un lucru știut și constatat cum că turiștii străini care ne vizitează țara rămân cu o impresie de neuitat și declară treaba aceasta și cei mai mulți dintre ei revin în fiecare an unde în Maramureșul care i-a plăcut foarte, foarte mult. În acest sens pot să vă și citez părerile unor vizitatori străini despre țara noastră și despre cultura tradițională a poporului român. Foarte frumos. Pot să, da, așa? Pentru a-ți răspunde la întrebare, dăm voie să apelez din nou la memoria hârtiei. Deschid la una din paginile aceluiași volum și vă citez. Un popor fără cultură tradițională este ca un arbore fără sevă. Se usucă și se spulberă în cele patru rânduri. Este reflexiunea mea. În continuare, pentru a ne înțelege pe noi înșine în partea noastră cea mai bună și în năzuințele noastre ca popor, să ne căutăm în cuvintele jurnalistei britanice Caroline Jeweler, critic de artă, pictor și sculptor, absolvent a Institutului de Artă și Literatură Engleză din Oxford. Vizitându-ne țara de curând, a declarat, și acum fiți atentă, noi, în vest, suntem prea angajați. Căutăm liniștea în România. Noi ne-am bătut joc de tradiții, de suflet, de credință. Avem o singură direcție. Mai multe bunuri, mai mulți bani, mai multă mâncare. Suntem într-un continuu război cu noi înșine. Ce-i de făcut? Luăm aghiazma renașterii din România, din opinca și tâmpla altarului românesc. Iartă-mă! Necredincioșii îl regăsesc pe Dumnezeu. Încruntații își regăsesc zâmbetul și liniștea. Cunosc pacea. Să medităm la cele ce urmează. La mine în țară, oamenii colectează ajutoare pentru orfelinate și mi le aduc periodic. Tristă țară trebuie să fie România, nu? Întreabă câte unul. Ba nu e așa deloc, zic. E o țară veselă pentru că e frumoasă. Într-un fel e o țară fericită, pentru că are atâtea să ne ofere. Sate, tradiții, dansuri, costume, oi, transhumanță, toate integrate în mod natural. Românii nici nu se închipuie cât de important este pentru noi să venim aici și să descoperim ceea ce am avut cândva, dar am pierdut. Pacea din satele românești este alinare pentru suflet, un elixir de viață lungă. Iată ce a putut să spună o savantă, pot să-i spun, după calitățile ei, despre România și despre români. Foarte frumos. Ce v-a determinat să faceți atâtea filme în Maramureș? Pentru că este o țară, cum se spune, la o zonă etnografică, etnofolclorică, lărgită, să zic așa, este o țară foarte bogată în cultură tradițională și în conservarea autentică a acestei culturi. Una dintre... Avem mai multe zone etnofolclorice foarte bogate și păstrătoare de tradiții. Însă Maramureșul, cred eu, este Fruncea.
cum ar spune Bănățeanu. Să știți că și eu am zis la fel, dar nu vă știam să spuneți același lucru. Iartă-mă, dar o viață întreagă, dacă o viață întreagă am bătut pământul Maramureșului și am băut atâta pălincă, cum să nu știu? De apă de izvor ați băut, domnul Filip? În timpul liber. Ați avut și timp liber? Pentru că eu vă știu tot timpul ocupat. Da. Eu am fost un pasionat promotor al culturii tradiționale. Și de ce? Dacă e să vă explic cu adevăratele. Era un domeniu de activitate în care Partidul Comunist Român își băga mai puțin coada. Și nu eram controlat la sânge, la vizele politice pe care le primeam, pe motivul că nu era vorba despre starea socială a națiunii, despre nivelul de trai al poporului român, în care nu puteai vorbi decât la superlativ în timp ce ăștia erau la pământ și noi cu toții eram la pământ, pe când ăsta era, îmi alesesem acest domeniu de cultivat, cinematografic vorbind, în emisiunile de televiziune, care televiziune devenise organul de presă numărul 1 al secției de presă și propagandă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Așa. Era un domeniu de activitate unde aveam mai multă libertate de exprimare. De aia m-am dedicat, nu de la început, dar pe parcurs mi-am dat seama că nu-mi place să fiu strâns cu ușa. Și ca atare mi-am ales acest domeniu unde aveam mai multe larghețe. Foarte frumos. Aș vrea să vă întreb despre această pasiune pe care dumneavoastră ați revărsat-o în filmele acestea, câteva pe care le-am eu în mână. Aș vrea să rețineți cum că eu n-am inventat nimic din ceea ce găsiți în aceste filme. Eu am cercetat tot ce s-a scris despre subiectul pe care mi-am propus să-l dezbat într-un film de televiziune. Am citit tot ce s-a scris, baladă, filă de istorie. Sigur, am filmat atâtea, în atâtea filme, dar filmele mele sunt, într-o anumită măsură, prin comentariile lor, niște lecții pentru cei tineri care trebuie instruiți să cunoască cultura tradițională românească, care este foarte valoroasă. Am constatat cu ocazia participării mele la foarte multe festivaluri și concursuri internaționale de filme folclorice pentru televiziune și am avut ocazia să vizionez filme de această natură, pe această temă, ale foarte multor popoare, ba chiar de pe mai multe continente. Am ajuns la concluzia că cultura tradițională cea mai bine păstrată e în peninsula balcanică. Și e o recepție personală, iar dintre toate țările, noi avem cel mai consistent, cea mai consistentă cultură tradițională dintre toate popoarele, care încă se păstrează și pe care o găsim încă nealterată în foarte multe zone ale țării, Maramureșul fiind una dintre cele mai importante. Frumos. Știu că ați luat foarte multe premii internaționale. Am adus României 8 premii internaționale la diferite festivale care au avut loc în URSS și în Apus. Am luat 3 premii, am adus 3 premii internaționale
de la un festival de turism din Portugalia, de la Estoril, pentru niște, ba chiar cotate, scris pe trofeu chiar, cel mai bun film de categorie F, ceea ce probabil n-am întrebat, dar înseamnă folclor, așa, al festivalului. Felicitări. Pe care vi le pot da, vi le pot pune la dispoziție, fie și fragmentar. Mulțumim tare mult! Că tot vorbim de premii, aș vrea să vă arătăm că aceste lucruri subliniate de către domnul Ion Filip au fost subliniate și în cărți, aici luând un premiu. Da, unde? Da. La Estoril, în Portugalia, pentru La Salba de Paști, se numea filmul. Uitați, anul și premiu. Aici sunt la Sochi, în Federația Rusă. Făceam parte din juriu, președintele juriului, aici în mijloc, dacă observați, un bătrân cu barbă, îl cheamă Nicolae Tolstoi și este strănepotul lui Lev Tolstoi. El era președintele și aici suntem în fața hotelului unde au avut loc tratativele între Yeltsin și Gorbaciov. În iunie, cam așa ceva, 1991, când în URSS s-a iscat o mișcare împotriva lui Gorbaciov. Aha, ce frumos! Cum a văzut familia dumneavoastră această activitate atât de bogată? V-au înțeles? Au fost alături de dumneavoastră? Întrebarea e foarte logic pusă. Nu prea. Am și divorțat. Și am un copil în perioada aceea, mă rog. E greu. Nevastă mea a avut cu totul altă meserie și nu opta pentru ceea ce făceam eu. Mă rog, dar pentru mine era mai puțin important. Pentru că aveați o pasiune, aveați o soție principală. Nu știu dacă, televiziunea? Nu știu dacă am greșit sau n-am greșit, însă între dragoste, ceea ce înțelegem noi, dragoste între un bărbat și o femeie și profesie, eu am ales profesia. Puțin fac lucrurile acestea. Așa am fost eu construit. Că tot vă vesteam de familie și de sacrificii. Ați făcut un sacrificiu până la urmă. Atâția ani de televiziune. Câți ani de televiziune, de exemplu, ați avut? Care a fost prima televiziune? Da, eu fac parte din prima promoție de teleaști profesioniști ai României. Nu mai repet, că mi-e rușine. Datorită faptului că în anul în care eu terminam facultatea de regie film din cadrul Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, s-a înființat televiziunea română. Cine să facă televiziune pe vremea aceea? Sigur că tot un cineast, pentru că legile artei audiovizuale sunt aceleași și în cazul filmului și în cazul televiziunii. Televiziunea este un apendice sau un urmaș, să zic așa, al cinematografiei, cu altă tehnică și cu o mai mare rapiditate de difuzare a știrilor. Și încetul cu încetul televiziunea a marginalizat cinematografia, astfel că astăzi omul preferă să se uite la televizor în loc să se ducă la un cinematograf și să vadă un film în premier. Oricum, în București am văzut că se mai păstrează. Da, a început. Există o mișcare de
reconstituire a sărilor de cinematograf și de repopulare a lor și de folosire a lor în scopul pentru care au fost create. Foarte frumos. Că tot povesteam de faptul că activitatea dumneavoastră a fost Iată, subliniată. aici aveți trofee de la premiile obținute, trofee. Dar le mai aveți acasă? Da, le am, sigur. Înseamnă că vi stare dragi. Nu, încă nu mi s-a dat o lovitură de către știu eu cine interesat să mi le fure. Frumos! Cum ați vedea dumneavoastră un tânăr în această meserie? Ce aturi trebuie să aibă pentru a ajunge cel puțin la jumătatea Da, da, nivelului dumneavoastră? da, pot să spun aproape cu exactitate. În primul rând, trebuie să fie înzestrat, să se auto-înzestreze cu o cultură generală foarte bogată, amplă. A face televiziune la modul serios și util societății în care trăim, e nevoie de cultură și de educație. Asta este una. Doi, fără pasiune nu face nimeni nimic. Nu reușește nimeni să realizeze ceva, mai ales în artă și mai ales în epoca în care trăim, în care se întâmplă tot felul de minuni, între ghilimele spus, în viața noastră socială de zi cu zi. Frumos. Asta e. Cred că este un sfat care le-ar prinde bine tuturor celor care vă aud acum. Da, și Că repet. bănuiesc că vă referiți acum în general. Da, în general. Trebuie să ai pasiune pentru cultura tradițională a poporului tău, care ți-a dat viață. Ai mamă și tată români, care te-au crescut în credința ortodoxă îmbrățișată de poporul nostru și în cultura lui tradițională, legată și de istorie și de mișcări sociale și de orice. Noi avem o istorie bogată, suntem un popor vechi pe harta Europei. Avem documente de la Burebista, 40 de ani înainte de nașterea lui Isus Hristos și așa mai departe. Poporul dac se găsește în cronicarii vremii, Diocasius și atâția alții care au scris, în Herodot, care pomenește cum că hoardele din Orientul apropiat intrau pe teritoriul geților și se scufundau cu cal, cu tot în grâne care le ajungeau până la piept și numai sulițele Li se li se vedea. mai vedeau. Și așa mai departe. Sunt documente care atestă că noi am viețuit pe acest pământ de mii de ani. Și că strămoșii noștri și că ne tragem din strămoși cărora acum le grăim limba. Foarte frumos. Am apreciat la dumneavoastră, de-a lungul sau puținele întâlniri pe care le-am avut, o corectitudine care astăzi de multe ori lasă de dorit. Da, am citat mai înainte Da. din carte. Sunt elev de liceu militar Mareșal Ion Antonescu, educat în spiritul ordinii și disciplinei. Nu întâmplător, exact de asta am vrut să vă citesc ca să nu greșesc cumva. Dar știți unde vreau eu să ajung? Dumneavoastră ați fost educat pentru așa ceva. Da. Dar copiii Și care nu mai sunt educați astăzi. devină sunt guvernanții. Guvernanții sunt răspunzători de tot ceea ce se întâmplă în societatea românească pe perioada în care ei domnesc. Ei sunt responsabili de faptul că nu se mai face educație tineretului în spirit patriotic, în spirit cultural și educativ, că totul, avem un CNA, că vorba aia suntem în televiziune, care
de râsul lumii. Niște speriați, nepricepuți, adunați de pe gârlă, parcă, care nu, nici nu se știe interesul cui îl reprezintă acolo. Și dă frâu liber desfășurării unor programe de televiziune, unor televiziuni, unor anume televiziuni, cărora nimeni nu le bagă pumnul în gură. Și își permit să ne ia la înjurături și să ne facă cu ou și cu oțet, denigrându-ne pe noi, românii, ei, români. Pasă-mi-te! Aveți mare dreptate, pentru că tot mai mult în satele tradiționale din Maramureș găsesc cocoane și fetișoare care nu mai știu de educația care au primit-o din familie. De la portul care avea o rânduială, a ajuns la o vârstă mini care îi se pare firesc mamei să iese astfel din casă. Educația, domnule regizor. Și cărora, cum se spune, folclorul le miroase urât. Întorc spatele când aud o măriucă verdeș, nu? Poate uneori astăzi, dar mâine nu. Glumesc. Bine ar fi să fie așa. Și cred că spre asta trebuie să tindem. Adică să se trezească ăștia de la conducere și să diriguiască treburile acestei țări, astfel încât acest popor să fie educat în spiritul în care eu am fost educat. În spiritul ordinei, al disciplinei, al respectării legilor și tot ceea ce s-am înșiruit eu mai înainte. Pentru că suntem pe sfârșitul acestei emisiuni, domnule regizor, permiteți-mi să vă fac o invitație de a mai face o parte telespectatorilor maramureșeni și cei din întreaga lume care ne urmăresc pe YouTube, în care să mai povestim despre ceea ce înseamnă omul Ion Filip. Cu plăcere și îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o și că ați venit tocmai din București. Da, să nu mai greșești vreodată în sensul ăsta. Niciodată fără o inițiativă din tot sufletul și bună.